Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Tranziția lui Venus în Zodia Capricornului marchează începutul săptămânii. Acest eveniment va aduce cu sine o schimbare de ton în sfera sentimentelor și relațiilor interpersonale. Vom deveni mai rezervați în exprimarea sentimentelor noastre și vom aborda relațiile cu un simț practic mai pronunțat este un moment propice pentru evaluarea realistă a relațiilor existente și pentru a decide asupra unor angajamente pe termen lung. Balanța și taurul trebuie să fie atenți, deoarece pot intra în aventuri cu șefii iar aceste relații pot avea o sfârșită distructiv. Luna plină din leu de pe 25 ianuarie, care coincide cu o cuadratură între Soare și Jupiter, aduce cu sine potențialul pentru extravaganță și generozitate excesivă. Lei pot avea tendința de a nu se ține de promisiuni, ceea ce poate crea dificultăți în relații. Racii, pe de altă parte, pot să-și manifeste calități neobișnuite, precum inițiativa și sfidarea, ceea ce poate crea și situații neașteptate. La sfârșitul săptămânii, va avea loc conjuncția între Marte și Mercur, aducând o explozie de activitate intelectuală pentru berbec și scorpion. În același timp, fecioarele și gemenii pot deveni mai critici și vorbăreți, ceea ce poate duce la tensiuni în mediul lor. Pe de altă parte, peștii, caurul și balanța sunt sfăduiți să fie atenți, deoarece există un risc crescută de accidente și răniri, în special în timpul condusului. Lei Săgetătorul și capricornul trebuie să fie prudenți în conducere și să evite situațiile de risc. În ceea ce privește relațiile personale sau de familie, racii și vărsătorii pot fi mai iritabili și pot avea tendința de a provoca conflicte și de a fi mai nerăbdători. Trigonul dintre Mercur și Uranus, care are loc duminică, aduce succes celor implicați în profesii legate de electronică, tehnologii de rețea, Para psihologie și astrologie. Gemenii se vor bucura de o ascensiune creativă originală în această perioadă, iar vărsătorii pot face descoperiri științifice, mai ales dacă sunt implicați în cercetare și știință. Scorpionii și capricornii vor găsi soluții rapide și eficiente chiar și pentru problemele aparent insolubile. Aspectul armonios dintre planeta micii fericiri, Venus, și Saturn la sfârșitul săptămânii, aduce energie pozitivă în sfera relațiilor și a vieții amoroase. Această perioadă este favorabilă pentru angajamente serioase, cum ar fi căsătorie sau logodnă, în special cu partenerii mai în vârstă. Moderarea și simțul datoriei vor juca un rol important în gestionarea relațiilor și a problemelor materiale. Cu toate acestea, din perspectiva sănătății, Sextilul dintre Venus și Saturn poate indica un risc crescută de transformare bolilor temporare în afecțiuni cronice. Pentru a menține sănătatea, Pești, balanța și taurul pot lua în considerare masajele, terapia cu pietre și împachetările. Vărsătorii și balanțele pot schimba cu încredere imaginea lor personală, în timp ce berbecul, Leul și săgetătorul pot lua în considerare intervenții chirurgicale plastice sau corecții estetice, cu rezultate plăcute și naturale. În concluzie, această săptămână aduce o combinație interesantă de influențe astrologice care pot afecta cariera, relațiile și starea de sănătate a tuturor. Este important să fim atenți la aceste influențe și să le gestionăm în mod înțelept pentru a profita la maximum de oportunitățile și provocările pe care le aduc. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!